Două femei însărcinate și alte patru persoane s-au intoxicat în Maramureș cu o substanță pentru deparazitarea animalelor. Gravidele sunt inconștiente și intubate în acest moment. Colegul meu, Vasile Dale, vine cu date de ultim moment și ne spune cum s-a putut întâmpla așa ceva. Intervenție de urgență în această seară la Groșii Țibleșului. Acolo a fost sesizat faptul că două tinere însărcinate ar fi leșinate în gospodărie. Echipajele medicale ale ambulanței, dar și ale SMUR, sosite la fața locului, le-au găsit pe cele două tinere, una în vârstă de 17 ani, iar cealaltă în vârstă de 23 de ani, într-o stare foarte gravă. Medicii au fost nevoiți să le intubeze, iar pe una dintre ele au fost nevoiți chiar să o resusciteze. Totul s-ar fi întâmplat din cauza faptului că unul dintre cei care locuiau în casă a făcut o operațiune de dezinsecție cu o substanță extrem de periculoasă. Ei bine, cum femeile erau însărcinate, acestora li s-a făcut rău și au căzut la pământ inconștiente. Ambele femei au ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare în stare foarte gravă. În acest moment sunt la investigații medicale. Un lucru este cert, medicii spun că în ambele cazuri, feții sunt în viață. Rămâne de văzut cât de afectată vor fi, au fost cele două sarcini. În cazul fetei de 17 ani, aceasta era însărcinată în luna a patra, iar în cazul femeii de 23 de ani, aceasta era însărcinată în luna a șasea. În acest moment, pompierii fac cercetări la fața locului, totodată o echipă de criminaliști de la IPJ Maramureș au mers la fața locului și au demarat o anchetă pentru a stabili exact cum s-a întâmplat această tragedie.